În momentul de față, din punctul meu de vedere, la campionat, dar eu vorbesc strict astăzi, la ce au arătat în ultimele meciuri și forma arătată de echipe în ultimele meciuri. Eu cred că Farul, Steaua și cu CFR se vor bate la campionat. Deși în acest moment Rapid a reușit să treacă peste FCSB. A reușit, dar Rapidul... Sigur, FCSB urmează să joace cu Petrolul. Rapidul pune bază foarte și adună foarte multe puncte acasă. Au aceste sincope în deplasare și cred că așa se va întâmpla și în... Eu cred că în play-off, și în play-off. Suporterii rapidiști vor crea acasă și în deplasare. Vor... Păi și aseară a fost un mare merit al lor, al suporterilor, prin felul în care s-au manifestat, în primul rând, numărul mare deplasat la... Și aseară trebuie să aducem în discuție și intervențiile... Aceste intervenții ale lui Moldovan, la care vreau să fac referire, credeți că îl propulsează, mai sunt câteva săptămâni până începem campania din preliminariile campionatului european, îl propulsează ca titular în echipa națională? Eu zic că așa ar trebui. Acum Edi Iordănescu decide, am văzut și multe discuții în ultima vreme apropo de Ionuț Radu, însă Moldovan are o perioadă foarte lungă, constantă, cu presiune, cu meciuri multe bune, în timp ce Ionuț Radu, evident, și-a revenit acum la Auxerre, a avut parada pe care a avut-o, dar deocamdată e atât. Eu n-aș, mai ales pe postul ăsta, deci la portari a juca și a avea constanță în joc e mai important decât pentru oricare alt post. Alții își mai revin, mai intră, mai dau câte un gol după pauză, mai... Portarul trebuie să fie acolo și atunci aș merge pe el. Da, este într-o formă foarte bună. Rică, FCSB este într-un moment foarte important al său. Lasă impresia că parcă e mai pregătită ca niciodată în ultimii ani să rupă această serie de sezoane în care nu devine campioană. Are un joc foarte consistent, dar... Știi cum se spune că nu are bancă? Atunci când se spune în fotbal că nu ai bancă, te referi la faptul că nu ai rezerve. Ei acum nu au bancă pentru că nu au antrenori. Este o situație incredibilă cu o echipă care vrea să devină campioană fără antrenori. Iată, Mihai Pintilie a fost suspendat pentru 4 etape și Mihai Stoica spune că nu va coborî pe bancă. Acolo va fi doar Leo Strizu. Da, e o situație care tot la fel, tot în România se poate întâmpla. A fost bulversarea asta de câteva luni. Ba, unii antrenori aveau carnet și nu aveau licență. Ba, aveau licență, ba, aveau carnetul și nu aveau licențele. Deci ceva ce se întâmplă doar la noi. Dar eu zic că de când a venit Leo Strizu la Steaua, pentru că are experiență totuși ca antrenor, a activat în cadrul clubului și era printre jucători acolo. Plus, eficacitatea asta pe care a avut-o Pintili, mă refer la meciurile cât a fost singur până să vină Leo lângă el, eu cred că s-a format așa un cuplu între ei, experiența și tinerețea lui Pintili. Și cred că nu se va pune problema dacă nu stă Pinti pe bancă, ca Leo să nu transmită ceea ce are de transmis. Din perspectiva ta de jucător, mai ales la această echipă, la FCSB, Cum vezi această absență a lui Mihai Pintili? Cât de afectați crezi că vor fi jucătorii în timpul partidelor de această absență? Nu cred că vor fi afectați pentru că el participă la antrenamente și este în ciclu săptămânal el este lângă echipă. Numai că Lucian Burchel nu mai vrea nici această participare a lui Mihai Pintili la antrenamente din perspectiva unui în acest rol de antrenor. Nu cred că poate să impună cuiva să nu intre în bază la Steaua. Adică eu cred că ăsta a fost unul din capetele de acuzare care au dus la această suspendare. Da, nu cred că se va întâmpla acest lucru, pentru că intră în baza sportivă acolo. Nu cred. Deci mai de asta crezi că Mihai Pintili va putea să conducă în continuare în timpul săptămânii antrenamentele? Cred că da. Sunt absolut convins că da. Și cred că, chiar e problema clubului FCSB, era să zic Steaua. Bulversat de toată această emisiune și de tot ce s-a... De toată această emisiune pur românească, așa pur românească, adică, da. Adică dacă ne apucăm să discutăm un pic despre Barcelona cu Madridul de diseară, rupem toată această magie românească. Adică e păcat să rupem această tradiție. Ca și cum la Coliba Haiducilor ai venit cu niște burgeri, știi? Nu, nu se face. Rămânem aici în... Cum a zis domnul... Da. Talpan, domnul Talpan. Care este pronosticul tău, Rică? FCSB poate în această situație specială să o bată pe Petrolul?
Eu cred că da. În primul rând, FCSB, din punctul meu de vedere, are cel mai valoros lot în momentul de față. Are jucători care sunt și foarte tineri și care în orice meci pot decide de unul singur meci. Aici mă refer la Coman, la Orlaru, la Cordea, la Tavi Popescu. Adică mi-aduc aminte de cursele tale în flancul stâng, cu piciorul drept, erai un jucător foarte tehnic, driblai foarte frumos. Acum acolo sunt Octavian Popescu și Florinel Coman. Și Gigi Becali a ales să-l sacrifice pe Octavian Popescu, să-l țină pe Florinel Coman titular în flancul stâng al atacului. Am văzut că în dreapta Octavian Popescu nu s-a descurcat prea bine meciul precedent. Unde ar trebui să-i se găsească un loc lui Octavian Popescu? Sau ce se va întâmpla cu el în continuare? Revin și Corde acum și alți jucători, nu știu, Miculescu. Tavi Popescu este jucătorul care poate să joace de la mijloc în sus pe orice post. Coman are cel mai bun randament în flancul stâng. Deci eu zic că au procedat corect în momentul de față, pentru că nu poți să-l scoți pe Coman, care este într-o revenire de formă foarte bună, ca să-l închizi, să-l duci iar într-o formă mai puțin bună decât o are acum. Deci trebuie să margeze pe forma lui Coman și cred că Tavi va juca Inter. Deși mi se pare că linia aceasta de 3 de la mijloc a celor de la FCSB s-a consacrat ca fiind cea mai bună linie de mijloc din campionat în acest moment, cu Olaru, cu Jumaș și cu Șut. Adică ar fi păcat să strici linia aceasta de 3. În fine, uneori e bine să ai astfel de bătăi de cap. Avem atâți jucători buni că nu știm unde să îi mai băgăm. Cordea a ținut capul de afiș în iarnă și prin discuțiile care s-au generat în jurul lui în privința unui posibil transfer. Există în continuare acest interes din Germania sau din alte locuri pentru Acum Cordea? Acum nu mai putem să vorbim de un transfer pentru că s-a încheiat perioada de transfer. Cred că transfer. În permanență cluburile urmăresc jucătorii. Vedem la vară ce se va întâmpla. Eu cred că acela a fost, de asta n-au vrut să pulseze mai mult, pentru că au avut bugetul de 3 milioane pentru un transfer, pentru că au plătit. Numai că vara e un alt buget. Da, pentru că au plătit, au luat un jucător din Franța și au plătit 3 milioane. Păcat, pentru că mergea într-un campionat foarte puternic. Estimările tale sunt că sunt șanse mai mari ca Andrei Cordea să plece? Întotdeauna vara s-au făcut mult mai multe transferuri și eu cred că dacă va avea aceleași evoluții care le-a avut și în turul campionatului, plus că vin meciurile pentru echipa națională și cred că în vară va fi vândut pe o sumă corectă. Pe o sumă corectă, Gigi Becali... Ultimul preț al lui a fost de 4 milioane. Deci, zici că această sumă de 4 milioane de euro ar putea să apară în cazul lui... Eu cred că da, în vară, dar suma poate să și crească sau poate să și scadă. Da, am văzut ce s-a întâmplat în cazul lui Ejuma. De la gol la gol, Gigi Becali mărea prețul acestui jucător. Depinde foarte mult de evoluție.